Vă salut! Eu sunt Pavel și vă spun bine ați venit la încă un filmuleț de-al meu. Dacă ați observat aceste termocontractante, nu știu dacă rostesc bine, dacă se spune așa, dar cei care cunosc mai bine, eu accept să mă și corecteze. De-abia am și eu de învățat împreună cu dumneavoastră. Dar le-am scos din us, că a venit această trusă, am și un filmuleț cu ea înainte și am zis că haide să facem ceva cu ele. Ei bine, astăzi vom face o lucrare. Vom repara o lampă de control. Poate că ai o astfel de lampă de control. Am și un filmuleț despre aceasta. Poate ai posibilitate să o ai chiar în trusa ta astfel de lămpi de control sau creion de tensiune, dar poate că ai una veche la care ții neapărat și nu vrei să o scoți din circuit, de ceva de genul ăsta. Deci, în cazul meu, astăzi vreau să vă arăt cum se repară o astfel de lampă de control. Unul la mână. Am să iau frumos și am să secționez cu o pânză, cu un mini bonfire. O să tăiem toată partea asta care a fost fisurată. Deci de aici o vom tăia jos. Să luăm unul mai fin. După cum am spus, această parte care a fost deteriorată am luat-o jos. Vom veni cu o pilă și vom pili puțin conic această parte. Prima dată vom veni cu unul de culoare neagră, să vedem care intră exact pe el. Vom vedea lungimea lui, vom lăsa puțin în față și îl vom secționa de aici. Bineînțeles, cu pelicanul meu. Așa. Îl vom pune pe el primul, pe ăsta negru, după care îl vom încălzi puțin cu fenul și pasul 2. Venim frumos cu el, cu un termocontractant roșu și vom veni din capătul lui până în drept cu ăsta negru. Tot la fel îl vom încălzi cu fenul. Și ăsta este, cum am spus, al doilea pas. Acum vom veni cu culoarea galbenă, tot așa din capăt până aproximativ aici. Îl tăiem frumos și îl punem cu fenul pe el. Și acum vom veni cu o bucată de culoare verde. Vom secționa bucata asta și tot așa vom încălzi-o cu fenul. Am reușit și cu asta. Poate vă spune unii de ce n-am pus roșu, galben și albastru. Pentru că albastru se mai folosește mai mult în instalație. Dacă vrei să combini astea, este mult mai greu. După cum vedem, un pic a ieșit la negru, ceea ce consider că nu-i foarte rău. Dar vom lua un milimetru din tot și cam așa arată. Deci până aici a fost plasticul și de aici a fost rupt. Și aici sunt, deci am pus aceste lucruri, deci asta e zona unde verdele ăsta spunem așa, e verde, se poate umbla în siguranță pe el, în galben. Deja oricum aici sunt trei rânduri de izolație, cea neagră, cea roșie și cea... Și aici deja e o zonă roșie care ar fi bine să nu punem mâna. Da, cu speranța că
Am învățat împreună ceva, eu vă spun toate cele bune, până pe data viitoare.